Doamnelor, domnilor, bun regăsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Continuăm și astăzi emisiunile electorale în vederea alegerilor parlamentare din 6 decembrie, astfel încât la începutul lui decembrie să votați în cunoștință de cauză și să știți mai ales din ce motiv ați votat cu un anumit candidat sau altul. Invitatul de astăzi este social-democratul George Vișan, deputat în funcție și candidat pentru un nou mandat la Camera Deputaților din partea filialei Constanța Partidului Social-Democrat. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Aș începe, dacă îmi permiteți, cu cea mai recentă reușită legislativă a dumneavoastră, și anume aceea care prevede scăderea vârstei de pensionare pentru locuitorii, pentru românii aflați în zonele care, sau în apropierea zonelor care sunt afectate de poluare. Concret, ce prevede acest proiect și cum ați reușit să-l duceți la bun sfârșit în actualele condiții atât de complicate, să spunem așa? Proiectul s-a născut în urma discuțiilor cu sindicatele, cu cei din Cartel Alfa, cu domnul Caraignat. A plecat de la această idee de a găsi o soluție, pentru că cadrul legislativ permite diminuarea vârstei de pensionare a locuitorilor din zonele afectate de poluare, într-o poluare remanentă. Și de aici, pentru că cel mai poluat oraș din județul Constanța este Năvodariu, pentru că acolo am avut și avem și acum combinatul de la Petromidia, combinatul de îngrășăminte Fertilchim, care era în zonă și care funcționează, dar la o capacitate mai redusă, și atunci împreună cu domnul Caraignat am găsit această variantă de proiect de lege. L-am lansat, cred că acum 2 ani de zile. Știți foarte bine care este parcursul legislativ, că este unul destul de complicat. A mai venit și pandemia peste noi, a îngreunat și mai tare activitatea parlamentară, pentru că necesită o dezbatere în comisii, astfel încât proiectul de lege să fie unul cât mai aproape de realități și să fie implementabil. Bun, aplicabil. Ca să menționăm acum la începutul discuției despre acest proiect, lege se aplică în cazul tuturor românilor. În cazul nostru al Constanținilor, singurii vizați ar fi cei din Năvodari. Cei din Năvodari și cei care locuiesc pe o rază de 8 km în jurul Năvodariului. Și aici intră Lumina și Corbul, dacă nu greșesc eu, ca și distanțe ca referință la Năvodari. Sunt și alte mari orașe, orașe din România care beneficiază de această lege. Copșa Mică, Râmnic, Vâlcea, toate orașele unde au funcționat combinate chimice, petrochimice sau de diverse alte activități care au poluat și au creat o poluare remanentă. Important de precizat, și am văzut și declarația primarului din Năvodari în cazul concret al Constanței, că asta nu înseamnă că și Năvodariul sau aerul din Năvodari este poluat. E vorba doar de atâția oameni care muncesc și numai din Năvodari. Vorbim de oameni care au trăit peste 30 de ani. Exact, peste 30 de ani. Vorbim de anii cu 30 de ani în urmă, când poluarea era la un nivel mai ridicat. Știm foarte bine că acum, și mai ales de când am intrat în Comunitatea Europeană, restricțiile privind pulberile din aer sau tot ce poluează sunt foarte bine controlate și la niște standarde foarte ridicate. Domnule deputat, cu cât scade vârsta de pensionare? 2 ani de zile. Cu 2 ani. Va fi diminuată vârsta de pensionare. Beneficiază toți locuitorii, repet, care domiciliază de mai bine de 30 de ani în Năvodari și în localitățile dintr-un perimetru de 8 km. Bun. Candidați, sunteți pe poziția a patra pe lista Partidului Social-Democrat la Camera Deputaților. Spuneți-ne concret, bun, având deja experiența acestor mandate deja în Parlament, ce vă propuneți pentru următorul ciclu parlamentar? Nu pot să-mi propun doar eu personal, pentru că fac parte dintr-o echipă. Am făcut parte din echipa de parlamentari pentru mandatul 2016-2020 din partea Partidului Social-Democrat. Le mulțumesc colegilor din cadrul partidului pentru mandatul cu care am plecat în 2016. Le mulțumesc și pentru acest mandat cu care mă investesc acum să candidez pentru Parlamentul României. Principalele direcții pe care noi încercăm să mergem sunt sănătatea, economia, investițiile și educația.
pentru că așa le-am gândit noi, sunt pilonii principali într-o societate. Nu poți să mergi la muncă dacă nu ești sănătos, nu poți să ai bani pentru educație dacă nu merge economia cum trebuie, dacă nu ai investiții în zonă, nu creezi locuri de muncă. Și atunci echipa noastră cumva este calată pe aceste proiecte, pe aceste direcții. Marcel Ciolacu, președintele partidului, știu că spunea la momentul lansării programului de guvernare că în proporție covârșitoare, 80% acest program de guvernare al Partidului Social Democrat vizează siguranța locurilor de muncă. În principal, tot proiectul de program de guvernare al Partidului Social Democrat, la care și eu am participat pe zona economică și fiscală, s-a axat în siguranța locurilor de muncă, în protecția oamenilor, în stimularea angajatorilor de a păstra locurile de muncă. Domnule Vicean, de la ultima noastră întâlnire, ați devenit președintele unei comisii foarte importante pentru activitatea parlamentară și activitatea statului în general. Și mai ales când ne gândim la finanțele României. Da? Este vorba despre funcția de președinte al Comisiei de Buget din Camera Deputaților. Spuneți-ne concret ce înseamnă, în primul rând, această funcție pentru dumneavoastră și cât de importantă este această comisie în ecuația anului viitor, mai ales. Pentru mine este o poziție onorantă, cu siguranță. Ea vine și încununează toată munca și tot efortul pe care eu l-am depus în acești ani de parlamentar în Parlamentul României. Am activat în prima parte a mandatului meu în Comisia Economică ca secretar al Comisiei, ulterior, la dorința grupului parlamentar PSD, am fost transferat în cadrul Comisiei de Buget Finanțe pentru că așa s-a considerat că experiența, cunoștințele mele pot fi valorificate mai bine în cadrul Comisiei. După o analiză a activității în cadrul Comisiei și prin vacantarea poziției de președinte, grupul parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților m-a desemnat pe mine și m-a investit pe mine cumva să candidez la poziția de președinte în cadrul Comisiei de Buget, Finanțe și Bănci, o poziție cu mari responsabilități, cum spuneți dumneavoastră, pentru că noi gestionăm cumva tot ceea ce ține de Ministerul Finanțelor Publice. Gestionați, avizați? Avizăm toate, înainte de votul toate proiectele legislative care țin de zona de buget, fiscalitate, funcționarea băncilor, sunt avizate de Comisia de Buget Finanțe. Ce pot suntem să la spun? Final de... Din... Așteptăm săptămâna aceasta, că încă mai este o zi în care se lucrează la Ministerul de Finanțe, să se publice rectificarea, așa cum ne-a spus Ministrul de Finanțe Câțu. Sperăm că va veni cu o rectificare cumva în interesul economiei naționale. Antreprenorii și toată lumea așteaptă să, și mai ales administrațiile publice, locale, banii pentru a-și asigura funcționarea până la finalul anului. Asta voiam să întreb. Să ne apropiem de finalul anului, un an complicat, așa cum am spus și la începutul emisiunii, foarte multe puncte de vedere. Financiar vorbind, cum terminăm acest an, 2020? Financiar vorbind, am avut o mică creștere, o mică revigorare a economiei de 5,6 în trimestrul 2, dar din păcate căderea economică per total e una negativă pe anul 2020 și urmează sfârșitul de an și vedem foarte bine câte cazuri înregistrăm, cazuri care afectează funcționarea normală a economiei. Vedem câte companii își închid porțile și își trimit angajații în șomaj tehnic sau îi concediază de tot. Efort și presiune pe care o să o resimțim asupra economiei și asupra bugetului național. Dacă îmi permiteți, vă vreau să vă citez. A spus recent așa: singura certitudine pentru 2021, da, este recesiunea. Și singura incertitudine este amploarea acesteia. Dacă analizăm atent ce se întâmplă în economie, nu prea avem motive de optimism. Este adevărat. Dimpotrivă, o să fie un an foarte complicat economic, sanitar și social.
Bun, până în 2021, chiar în ultima lună a acestui an 2020, avem aceste alegeri. Dacă PSD, o presiune în plus, pe economie, o să revenim la situația actuală sanitară cât de curând, la subiectul acesta, revenind, în cazul în care Partidul Social Democrat va câștiga aceste alegeri din decembrie, da? Și veți forma guvernul. Niște măsuri trebuie luate cumva. Bun, ne plângem, cum să spun eu, radiografie destul de clară, anul 2021 nu va fi sau nu va fi deloc, vorba cuiva. E nevoie de niște măsuri sociale, sunt necesare niște măsuri economice, cu siguranță, și la început de an mai ales. Pentru că doar așa putem să oprim recesiunea și să încercăm să ne revenim. Să oprim, pentru că deja am intrat în corect, ea. Corect. Suntem pe o pantă descendentă a economiei, în care vedeți foarte bine toate efectele astea pandemice asupra veniturilor populației, asupra companiilor, asupra investițiilor în economia românească. Fără niște măsuri concrete de a proteja populația în principal, de a proteja locurile de muncă, pentru că dacă nu stopăm acest declin, se va adânci și mai tare această recesiune. Și perioada se va prelungi probabil de a traversa zona de scădere a economiei. Repet, tot programul Partidului Social Democrat este construit pentru protejarea locurilor de muncă, pentru stimularea antreprenorilor să mențină locurile de muncă prin granturi, prin fonduri europene, prin reconversie profesională pentru cei care au fost concediați, astfel încât să se întoarcă înapoi în câmpul muncii, în zonele în care avem deficit de forță de muncă. Îi încurajăm pe cei care au în creștere, în îngrijire copiii. Angajații vor primi deducere suplimentară, astfel încât să poată să-și întrețină familia la un nivel decent și să treacă cât mai ușor peste această perioadă pandemică. Adică e clar că e nevoie de o intervenție a statului cu niște măsuri sociale masivă pentru cei care au copii în întreținere, deducerea personală pentru copii, pentru un copil, pentru doi copii, pentru trei copii, va crește, astfel încât să luăm cumva povara sau să micșorăm povara de pe umerii celor care muncesc și au acasă copii de crescut. Okay. Nu mai încurajăm zona aceea în care să creștem prea mult alocațiile, astfel încât părinții care nu merg la muncă să trăiască cumva de pe o zi pe alta din alocațiile copilor, ci încurajăm pe cei care merg la muncă să câștige mai mult din deducerea personală. Ok, și în cazul acesta, contribuțiile pe care le primește statul se vor diminua, adică vor fi încasări mai mici la buget ulterior sau în 2021? Având mai multe locuri de muncă, atunci ai venituri mai mari la bugetul de stat. Ai contribuția angajaților la bugetul de stat, la bugetul de asigurări. Există zone sau asta încercăm să stimulăm pe cei care nu muncesc acum să intre în sistem, să contribuie și să scădem efortul de pe bugetul de stat din zona de șomaj. Există axe de finanțare cu fonduri europene care ne pot ajuta? Există programul din 2021? Sure, la nivel european, care vine cu măsuri exact în această zonă de reconversie, de protecție socială, astfel încât pentru populație și pentru populația care este în angajată să poată să treacă mai ușor peste perioada aceasta. Dincolo de locurile de muncă, e cel mai important lucru. Este cel mai important ca să securizezi populația și să nu mai aibă grijă traiului de mâine. Va fi cu siguranță nevoie și de măsuri pentru antreprenori, pentru IMM-uri. Cu siguranță. Horeca este îngrozitor de afectat anul ăsta. Și anul este profund afectată, pentru că foarte multe ca niciodată companii din turism și-au închis porțile și de aici, nu doar ele,
ci în lanț celelalte industrii conexe care deserveau această industrie Horeca, care și-au închis și ei sau și-au diminuat volumele de vânzări. Și astfel au fost afectate inclusiv salariile și beneficiile angajaților pentru aceste companii. Există vreo predicție? Nu vorbim doar strict de restaurante, baruri, cafenele și hoteluri. Ele sunt aprovizionate cu materii prime, cu alimente, cu băutură, cu tot ce ține, materialele consumabile pe care le folosesc fiecare dintre aceste restaurante, hoteluri, da? Și totul se duce în lanț. Există vreo predicție, fie că e vorba, fie din punct de vedere financiar, fie din punct de vedere economic, social, a dumneavoastră, a Partidului Social Democrat, când se preconizează, să spunem grosomodo, că se va termina? Da, da. Unde s-ar ajunge, să spunem, cu o evoluție pandemică, sanitară, să spunem, favorabilă, așa cum în momentul, la datele pe care le avem în acest moment. Nu, să zicem, noiembrie, decembrie 2020. Avem o predicție, astfel încât creșterea economică să-și revină ușor, ușor, dar din 2021, semestrul 2. Semestrul 2. Sperăm ca efectele apariției vaccinului să producă efecte în prima parte a anului 2021, astfel încât să înceapă lumea să poată să funcționeze oarecum fără restricții și din partea a doua a lui 2022 să intrăm într-o partea a doua lui 2021. Am cifrele în față și tot s-ar și de aceea am greșit. Trimestrul 2 al 2021. Să intrăm într-o nouă normalitate. Ok. Bun. Pe simulările noastre, într-un scenariu realistic, România poate să revină la un deficit de 3% de-abia în 2024. Dacă s-ar respecta toate măsurile noastre de stimulare economică prevăzute în programul de guvernare. Adică am ajunge undeva pe linia de plutire, nu? Da. Să spunem, abia da. În 2024. Să revenim la nivelul lui 2019. Da. Cu o dinamică destul de accelerată a PIB-ului, a produsului intern brut, la fel în 2024, cu o creștere de 4,8 față de perioada aceasta. Ok, altfel traduse aceste cifre. Până în 2024 suntem cumva în regim de avarie, să spunem. Și avaria asta, așa cum e, asta nu înseamnă că vom ajunge, Doamne ferește, la criza, la sapă de lemn, cum zice românul, nu? Adică în funcție de măsurile pe care le vom lua, chiar și așa, favorabil am fi în 2024, să spunem, la nivelul lui 2019, ultimul an înainte de pandemie. De recesiunea, da. De a fi profund afectați de această criză. Tot pe această simulare de creștere avem și în vedere creșterea salariului minim brut. Să crească până în 2024 cu 60%. Progresiv. Este progresiv, an de an. Astfel încât să fie sustenabil și el să creeze stimulare în economie, să creeze creștere economică, an de an. Așa cum vă spuneam, pentru cei care muncesc, vom avea în vedere creșterea deducerilor personale pentru copii aflați în întreținere. Ce trebuie iarăși luat în calcul ca sursă de venit la bugetul de stat? Reducerea evaziunii fiscale prin digitalizare, prin crearea unor matrice de risc în care să se studieze exact care sunt sectoarele economice unde sunt riscuri de evaziune și interveni și controlat mai acerb în acele zone, în acele sectoare economice. Bun, e clar. Programul de guvernare acum poate fi studiat în amănunt pentru cei care își doresc și care pot accesa fără niciun fel de probleme. Sunt acolo detalii legate de fiecare compartiment în parte. Am fi vrut să aflăm de la dumneavoastră lucruri pe care le facem acum, fiind practic cel care fiind și din această nouă funcție, da, de președinte al Comisiei de Buget Finanțe. În altă ordine de idei, bun, avem prelungirea acestei stări de alertă.
pare interminabilă și probabil că asta va fi forma noastră de trai până pe la jumătatea lui 2021, poate și mai târziu, într-un scenariu, să spunem, optimism, vara viitoare, nu? Am putea să spunem că ajungem la un, din acest punct de vedere, măcar la normalitatea celui 2019. O oarecare normalitate, pentru că vom rămâne cu sechele după această perioadă, este cert. Cu siguranță. Altceva voiam să vă întreb. Avem normalitatea va fi una nouă. Da, nu știm. A adaptării, ne vom adapta la situația asta și o vom transforma în noua normalitate, cu siguranță. Important este cine va gestiona acea perioadă, ce guvern, ce configurație parlamentară va decide cetățeanul român în 6 decembrie și pe cine va trimite în Parlamentul României. Poate oprim acest haos din ultima perioadă în care se iau decizii din birou fără a fi analizată exact care este reacția și care sunt efectele populației. Vedeți foarte bine ce s-a întâmplat de luni când s-au închis piețele, o măsură total nepopulară și total neinspirată. Nu știu pe ce studii s-au bazat și ce studii au făcut specialiștii care sunt invocați de guvern. Eu cred că este clar o măsură nepopulară, mai ales acum în prag de iarnă, să-i scoți pe micii producători care își vând în piețe producția trudită în micile lor solarii, grădini de zarzavaturi. E total inuman să-i scoți în aer liber, pur și simplu. În fața piețelor, că practic o să sunt fără niciun fel de acoperiș, fără niciun fel de adăpost, să te bată vântul, ploaia, frigul, cred că este total inuman. Eu cred că trebuie să găsite soluții pentru aceste măsuri la nivel local, de către administrațiile publice locale, de către guvern. Nu să-i aruncăm așa pur și simplu în stradă, nepăsându-ne. Eu n-am înțeles de ce se țin deschise mall-urile în condițiile în care piețele le-am mutat. Iată că apare acest paradox, adică în care mall-urile, și unde aglomerația este mult mai mare în mall decât în piață, piețele sunt destul de mari ca și spații, ca și volum de aer care intră în aceste încăperi, în aceste hale, pot să le spun, pentru că sunt încăperi destul de generoase ca înălțime. Eu cred că cu un control al celor care intră în piață să-și cumpere zarzavat și tot ce au nevoie, cred că putem redeschide piețele așa cum noi am gândit în Parlament. Noi, Partidul Social Democrat, și-am venit marți cu o propunere trecută prin Comisia de Buget Finanțe. Am amendat o lege care ne permite acest lucru, de a permite instituțiilor publice de administrație locală să mențină deschise pe perioada stărilor de alertă, stărilor de urgență, piețele, cu respectarea normelor și reglementărilor de distanțare și protecție sanitară. Și ce se întâmplă acum? Proiectul și-a luat votul în Parlament cu sprijinul Partidului Social Democrat, cu sprijinul UDMR și al minorităților. Parlamentarii liberali s-au abținut și cu cei de la USR. Nu înțeleg de ce, înseamnă că își doresc ca acești mici producători locali să rămână în ploaie și în frig, fără să găsim soluții împreună să revină acolo unde le este locul, în piață. Vedem ce s-a întâmplat la nivel european legat de ce spuneați mai devreme cu aceste măsuri. Lăsăm să funcționeze mall-urile, închidem școlile și nu înțelegem care este până la urmă interesul, să avem niște copii educați sau niște copii care încearcă singuri să muncească, să învețe, că este foarte complicat pe online să te pregătești altfel decât te-ai fi pregătit. Nu se înțelege care oricine ceva cu mall-urile.
Da? E vorba doar de resorturile care duc la vorbim astfel de în comparație. Măsuri. Folosim o măsură da? Pentru moluri, unde avem aceeași unde și cum se elimină pericolul ăsta al infectării într-o le-am situație și în cealaltă. Când aveam câteva sute de cazuri, le ținem deschise când sunt mii, zeci de mii de cazuri și închidem piețele considerând că ce? Aici, da. L-am văzut pe... Și nici masca nu e bună, domnule Vișanu, știți? Este altă discuție. Este altă discuție. Ne întoarcem la declarațiile premierului de zilele trecute când spunea că e foarte bine că se închid piețele pentru că oricum acolo nu sunt mari cifre de afaceri care se rulează și cine vrea să-și cumpere de la piață poate să meargă... Pentru unii cifrele contează. Poate să meargă la supermarket. Bun, în condițiile acestea, da, am ajuns la final de 2020 la peste 10.000 de infectări pe zi. Suntem toți distanțați social, avem foarte multe persoane în carantină. Din ce în ce mai multe. Să din mai, ce în ce mai multe. Fie și de acum încolo. Unde vreau să ajung? Vine 6 decembrie, vin alegerile, da? După campania aceasta electorală. Ce prezență la vot credeți că va fi? Și vă întreb în ideea în care foarte, la o prezență... Foarte bună întrebarea dumneastră. O secundă. Aici avem două paliere. Vă rog, vreau să-mi duc eu teoria da. La capăt da. Și după aia da. Vă las. Da. La o prezență, să spunem, optimistă, undeva la 35%, poate să fie până în 30%. Da? Prezență. Ce reprezentativitate are un parlament votat de 30% sau chiar mai puțin dintre alegători? Da, eu aș împărți cumva pe două paliere. Palierul național și palierul diaspora. Da? Avem orașe mari din Europa care se închid, intră în lockdown în fiecare zi. Franța a intrat în carantină, Spania este în carantină și carantinează marile orașe. Italia la fel se pregătește, urmează Anglia și probabil și Germania, care stă ceva mai bine la acest capitol. Ce facem cu cetățenii din diaspora? Nu invocau liberalii că nu li se asigură posibilitatea exercitării dreptului la vot de către cei din diaspora. Vreau să văd cum vor gestiona această situație și cum vor veni în fața cetățenilor care locuiesc în diaspora, cărora nu le va putea oferi dreptul la vot. Sunt doar 38.000 de cetățeni români care locuiesc în diaspora, care s-au înscris pentru a vota prin 38.000? 38.000 înscriși să voteze prin corespondență. Restul, până la, cred că 1.000.000 au votat la alegerile prezidențiale. Acolo, da. Ce facem cu ei? Vreau să văd acum reacția diasporei vis-a-vis de măsurile pe care acest guvern, cu tot din adinsul, urcându-se pe cadavre, pe numărul crescând de morți, insistă ca pe 6 decembrie să aibă loc alegerile. Vreau să văd ce se va întâmpla, cu orice preț. Cât până unde va aduce această poziția lor. La începutul anului au venit cu alegerile anticipate, chiar dacă pandemia bătea la ușă. Acum văd că folosesc o măsură și mai dură. Închidem piețele, închidem școlile, dar mergem în școli să votăm cu orice preț, pentru că președintele Iohannis vrea să aibă și parlamentul lui. Are guvernul lui, care este format din incompetenți, și asta s-a văzut din gestionarea pandemiei, a situației prin care noi am trecut, a numărului crescut de cazuri din ultima perioadă, nu testează cât trebuie, mai avem un pic și va colapsa și sistemul sanitar. Vedem foarte bine că mor oamenii care nu mai pot ajunge în ATI. Sistemul sanitar este într-o profundă vibrație. Am văzut zilele trecute că au ieșit în stradă cei de la ambulanță, nu mai pot face față. Acum înțeleg că au cerut sprijinul studenților de la medicină să vină să sprijine sistemul sanitar. Dacă nu se opresc odată cu această aberație de a avea loc alegerile în 6 decembrie cu orice preț, vedeți foarte bine sacrificiul suprem al multor români care nu mai ajung să fie ventilați, nu mai ajung să aibă suportul celor din ATI,
Nu știu unde va ajunge această țară condusă de un președinte care văd că mai nou va deveni și premier pentru că guvernul este în campanie electorală. Eu știam că suntem într-o situație foarte complicată. Am mai avut echipa asta cu președinte, jucător și la Cotroceni și la Eu cred Palatul că de-aia Victoria. Avem acum nevoie ca guvernul să gestioneze această situație în care se află România. Cu număr de cazuri de infectare pe zi ce trece din ce în ce mai mare, DSP-urile care nu fac acele anchete epidemiologice, astfel încât să identificăm toți contactii, de a izola la domiciliu contactii și de a încerca să oprim acest efect de contaminare. Bun, mai avem foarte puțin și nu vreau să încheiem discuția într-un ton, să spunem, este un ton al realității în care trăiești. Așa este, cu siguranță. Și chiar și așa discuțiile contează, pentru că e foarte important să aflăm de la toți politicienii Constanței și nu numai ce facem și cum va arăta 2021. Dacă mai aveți câteva idei de menționat legate de programul de guvernare, vă rog, dar voiam să terminăm într-o tonă puțin mai optimistă. Păi, programul nostru de guvernare merge într-o tonă optimistă. Vă rog. Într-un ton optimist. Într-o notă optimistă, pardon. Deci tot ce am gândit noi este pentru beneficiul românilor. Am dat dovadă în anii trecuți cât de bine au făcut economiei românești, cum au crescut veniturile românilor și cred că știm cel mai bine să gestionăm perioadele de criză. Am avut experiența de 2012-2015, 2017-2019, în care economia românească a înregistrat creștere economică în cadrul căruia am găsit soluțiile de a absorbi fondurile europene, care au fost un mecanism foarte important în dezvoltarea României, în dezvoltarea proiectelor pe care noi le-am implementat în peste tot în țară. Așteptăm ziua de 6 decembrie cu mare interes. Eu sper ca toți cetățenii din Constanța să pună ștampila pe cei care se gândesc la siguranța lor, nu cei care le pun viața în pericol, cei care aruncă în stradă pe micii producători autohtoni. Îmi doresc ca copiii mei să rămână în țară și să aibă parte de o educație, nu online, ci acolo unde este locul, în băncile de la școală și de la liceu. Domnule deputat, eu voiam să vă întreb așa. Cine este George Fișan, omul din spatele politicianului? Ați fost lider al tinerilor social-democrați și ați parcurs cumva toate etapele politicii până la această funcție. Ce vă determină încă să rămâneți în politică? Da, motivația este tot ce am construit până acum. Să mă retrag din politică îmi va fi foarte greu, dar nu va fi imposibil. Tot ce am construit, am construit pe baze, spun eu, normale, pe niște baze solide, pe niște repere și pe niște valori ale mele personale care au plecat din educația pe care părinții mei mi-au putut-o oferi. Cred că închid o etapă din viața mea. Acest mandat e unul cu foarte multe lucruri bune, cu multe proiecte realizate, cu dorința, repet, rămâne dorința a mea de a continua lucrul și munca în Parlament. Dacă nu va fi să fie, nu am nicio problemă, mă voi reîntoarce în zona de privat. De acolo acum am venit. Ne întoarcem la pesimism. Nu e ok. Mă întorc și în zona aceea. Iau în calcul și acest scenariu în care mă voi întoarce în zona de privat. Repet, pentru mine a fost o experiență foarte importantă, încununată cu această poziție de președinte onorant al Comisiei de Buget Finanțe. Experiența pe care am acumulat-o și am crescut treaptă cu treaptă și în politică și în experiența mea profesională,
nu a putut decât să mă ajute și să-mi consolidez cumva toate relațiile și să le dezvolt cu oameni din țara noastră, dar și din Europa și din toată lumea chiar. Domnule Vișan, vă mulțumim, ne oprim aici. Mult succes în campanie și să auzim mulțumesc de bine. Mulțumesc, să fie doar împreună cu constanțenii putem reuși să facem lucruri. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Să ne revedem sănătoși!